Bună seara, dragi telespectatori, bună seara, oameni buni, iată ne ajungem la sfârșitul acestei săptămâni, mai exact o săptămână care vizează emisiunea Întrebările Zilei, vineri, o zi în care tragem concluzii în legătură cu ce s-a întâmplat pe parcursul acestei săptămâni, însă ce este important se referă la Constantin Brâncuș, pe lângă faptul că a fost aprobat acel Muzeu Național de Artă Constantin Brâncuș, Primăria Târgu Jiu, iată, organizează un concurs de soluții pentru modernizarea cării eroilor. Cum va arăta această cale a eroilor pe care se află și ansamblul Constantin Brâncuș, cele mai importante sculpturi ale lui Constantin Brâncuș, cel puțin din punct de vedere al românilor și al nostru, al târgujenilor, se află aici în zona centrală a municipiului. Aflăm mai multe despre cum va arăta această cale a eroilor modernizată de la un reprezentant al Primăriei Târgu Jiu, șeful Serviciului Investiții din cadrul acestei instituții, domnul Raul Chiriac. Bună seara, domnule Chiriac, bine ați revenit la Bună TVSUD. seara și telespectatorilor. O temă destul de importantă și chiar poate prima pe agenda municipalității, ori de oricine ar fi reprezentată ea, Constantin Brâncuș și ansamblul Calea Eroilor, un ansamblu care, iată, așteaptă de foarte mult timp să fie modernizat și mai ales pus în valoare așa cum trebuie, cel puțin din punct de vedere turistic, un ansamblu care atrage turiști an de an, în lună de lună, însă nu avem chiar atât o organizare atât de bună sau o structură care să ne asigure că lucrurile merg așa cum ne-am dori. Iată că prin acest proiect se deschide drumurile către o promovare profesionistă a acestui ansamblu și o valorificare așa cum merită ansamblul Constantin Brâncuș sau ansamblul Calea Eroilor. Cum vede primăria realizarea acestei investiții? Da, așa cum a spus și dumneavoastră, este un proiect de o importanță deosebită, care practic depășește sfera de interes local, fiind un obiectiv de interes național prioritar. Proiectul acesta a fost demarat din anii trecuți de către municipalitate, s-au parcurs o serie de etape până am ajuns în acest moment. Proiectul își propune, pe de o parte, așa cum ați spus și dumneavoastră, punerea în valoare a ansamblului monumental Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, dar, pe de altă parte, pentru noi, ca locuitori ai municipiului, își propune redefinirea căii eroilor ca axă fundamentală și simbolică a municipiului, revitalizarea centrului municipiului, atât din punct de vedere urbanistic, cât și pentru îndeplinirea diverselor funcții, de la ordin estetic, cultural, de atragere a turiștilor, până la urmă vizând dezvoltarea socioeconomică a municipiului. Așa cum am spus, proiectul a fost inițiat de către municipalitate din anii anteriori, s-au parcurs mai multe etape. În primă fază, noi am invitat toți arhitecții din municipiu, am consultat și ordinul, reprezentanții Ordinului Arhitecților din România, vis-a-vis de modul de abordare al acestui proiect, astfel încât în primă fază s-a organizat un concurs de idei, în urma căruia au fost selecționate cele mai bune idei considerate de către juriu, astfel încât acestea să fie integrate în cadrul unei teme de proiectare care a stat la baza prezentului concurs. Permanent am ținut legătura cu membrii Uniunii Arhitecților din România, Ordinului Arhitecților, cu reprezentanții Ministerului Culturii. De altfel, tema de proiectare și documentația ce stă la baza concursului a fost avizată de către Comisia de Specialitate din cadrul Ministerului Culturii, astfel încât săptămâna viitoare va avea loc acest concurs, mai precis pe data de 3, vineri, pe data de 3 iulie. Cam care ar fi coordonatele? La ce vă așteptați? Bănuiesc că le-ați dat trasat și niște, mă rog, repere celor Sigur care că vin da. să. Conform temei de proiectare elaborate, Acum pot să apară tot felul de idei, de soluții sigur, diferite, tocmai sau complet diferite, din care nu acest pot fi. motiv am organizat ca formă de atribuire a contractului de proiectare această formă de concurs de soluții. Întrucât în tema de proiectare sunt stabilite elementele principale care au rezultat în urma acelui concurs de idei organizat inițial,
în urma elaborării planului urbanistic zonal pe Calea Eroilor, precum și a planului de management, toate documentele pe care s-au elaborat în timp despre acest obiectiv au fost incluse în tema de proiectare. Tema de proiectare, așa cum am spus, conține anumite elemente principale care trebuie abordate cu strictețe obligatoriu de către concurenții participanți, însă, fiind un concurs de soluții, lasă liber astfel încât fiecare concurent să-și exprime propria viziune, astfel încât poate veni cu alte, cu idei noi față de cele menționate în tema de proiectare. Juriul, până la urmă, alegând soluția ce pare cea mai bună pentru acest obiectiv. Se va ține cont și de costuri, de tot ce va implica lucrări, transferuri de bunuri, de utilități, de rețele? Se va căuta și o soluție convenabilă și din punctul acesta de vedere? Așa cum am spus, soluțiile propuse de către concurenții participanți vor trebui să țină cont de toate elementele pe care le-am menționat, funcția de ordin estetic, de atragere a turiștilor, de realizarea unor activități care să conducă la venituri, la atragerea de venituri la bugetul local, funcția de ordin urbanistic, cultural. Este un punctaj, tema în regulamentul concursului, un punctaj care va fi atribuit fiecărui concurent în funcție de soluția propusă. Ca elemente principale vis-a-vis de partea de arhitectură, de urbanism, aș menționa, în primul rând, o idee preluată dintr-un studiu de prefezabilitate făcut în anii anteriori, aceea ca amenajarea peisagistică a acestei artere, astfel încât ea să se integreze centrului municipiului, să capete o nuanță de alee, de parc, astfel încât să facă, făcând legătura între cele două parcuri, Parcul Coloanei și Parcul Central, situate la extremități, să încadreze cele două parcuri în centrul, să fie integrate în centrul municipiului, în centrul civic al municipiului. Practic, ce schimbări, la ce schimbări va fi supusă Calea Eroilor și, sigur, ca să înțeleagă toată lumea, din ce elemente e compus această Calea Eroilor? Exista și aici o controversă, unii includeau biserica, includeau doar operele și așa mai departe. Până la urmă e un tot unitar, se va lucra la absolut toată această arteră sau vor avea în vedere arhitecții doar anumite obiective? Nu, așa cum am spus, în tema de proiectare, elementele principale care trebuie tratate obligatoriu de către concurenți, în afara celor în plus pe care le propune fiecare conform propriei viziuni, elementele principale care trebuie să fie tratate în principal, amenajarea peisagistică a axei, rezolvarea unor alte obiective adiacente, respectiv parcări subterane. Spre exemplu, în zona străzii General Maghieru s-a propus o parcare subterană, propunem realizarea unei parcări subterane, iar la nivelul solului o extindere a centrului civic, astfel încât se vor amenaja alei, spații verzi, zona respectivă, toată suprafața respectivă. Unde e acum o parcare? Da, unde e acum o parcare existentă. Va fi acolo un parc amenajat sau? Da, practic o extindere a centrului civic. Dorim la nivel, iar mașinile parcarea subterană, câte locuri subterană ar putea să... De asemenea, rezolvarea parcării în zona hotelului Gorj, în parcarea de la hotelul Gorj, de asemenea o parcare subterană, treceri la nivel, pe toată artera, axa Calea Eroilor, am propus rezolvarea conflictelor de circulație, astfel încât caracterul predominant să fie cel pietonal. Bineînțeles că nu se poate exclude în totalitate circulația auto, însă limitarea pe cât posibil a acesteia în funcție pe de soluțiile propuse... Pe Constantin Brâncuș se poate face un pasaj sau va rămâne... Ar însemna, artera este axa Calea Eroilor, este intersectată de mai multe străzi, dar se pot realiza, în funcție de, așa cum am spus tocmai de acest concurs de soluții, se pot propune o serie de, inclusiv vis-a-vis de reguli de circulație, o serie de măsuri care să contribuie la eliminarea pe cât posibil Știu la circulația auto. Bulevardul Brâncuș, rețeaua de troleibuz, da, artera rutier, da. Canalizare, alimentare cu apă și așa mai departe, deci o mulțime rețelele de-a lungul arterei, bineînțeles, nu am mai menționat acest aspect vis-a-vis de infrastructură. Nu zic de ieșirea din Parcul Central, acolo chiar ar fi o
un efort foarte mare pentru transformarea Da, zonei așa cum într-un am spus, nu pasaj. poate fi eliminată în Deci totalitate acolo nu circulația auto. se Pe va. Brâncuș nu poți să intervii în acest Știu că sens, e, dacă nu mă însă pe înșel, e cât și o posibil de-a conductă lungul de, una întregi. dintre conducte alimentare cu apele orașului prin zonă. Canalizarea, colector Da. principal de canalizare, alimentare cu apă, sunt toate rețelele, inclusiv rețeaua de transport în comun prin troleibuz. Însă, pe parcursul întregii axe se pot stabili o serie de reguli astfel încât să limiteze pe cât posibil transportul auto și aceasta să capete un caracter predominant pietonal. Iluminatul, Bineînțeles, pe da. refacerea integrală a iluminatului arhitectural, o serie de alte elemente peisagistice, de încadrarea zonelor adiacente căieroilor, deoarece noi am propus, în funcție de viziunea fiecărui arhitect, nu Va fi am o delimitat unitate o zonă în, strictă de intervenție. da. Zonele adiacente vor fi cuprinse, am propus și parcul de la vis-a-vis de Școala Generală Alexandru Ștefulescu, de la Hotelul Energeticianul, spațiile verzi de la Școala Generală Alexandru Ștefulescu, de asemenea să fie integrate în caracterul urbanistic al axei, zona din jurul Bisericii Sfinții Voievozi. Practic, axa e acolo întreruptă, se ocolește biserica. Exact, și Da. este o suprafață destul de mare care poate fi adaptată și regândită din punct de vedere arhitectural, astfel încât să se încadreze obiectivului respectiv. Urmează zone de case, Zona acolo ce de puteți face case, cu, sunt gardurile, fiecare investește cum poate, așa, fațadele și așa mai departe, deci ar fi niște probleme. ideea pe care am Ce se va introdus-o în întâmpla tema de acolo? proiectare, cum am spus, de a crea aspectul de alee de parc, astfel încât, făcând legătura între cele două parcuri, acestea să fie integrate centrului municipiului. Și în acest sens, funcție de propunerile, de soluțiile adoptate, se pot face anumite amenajări peisagistice, perdele verzi, astfel încât să capete un aspect unitar. Aceasta vis-a-vis de împrejmuirile neunitare, la Ca ora să nu actuală, ale își facă toată fiecărui. lumea același tip de gard sau nu. Sigur că da, vor fi introduse o serie de reguli, sunt reguli și în planul urbanistic zonal, pe care noi Știu l-am că pus mai la și dispoziția parchează oamenii concurenților. localnicii. Bineînțeles, vor fi Da. stabilite o serie de reguli în acest sens. Cale ferată? Așteptăm soluțiile concurenților, Acolo e este o. introdusă în tema Da. de proiectare, este și punctată, de altfel, și modul de abordare, de rezolvare din punct de vedere tehnic al parcărilor subterane, sunt menționate la criteriile de punctaj, alături de soluția propusă pentru rezolvarea problemei la trecerea la nivel a căii ferate. Plecând de premisa că axa rămâne așa cum este, bănuiesc că acolo soluția ar fi un pasaj subteran sau suprateran, în În funcție funcție de de soluțiile propuse, soluțiile propuse. la concursul de idei au fost ambele variante, și pasaj suprateran și pasaj subteran. Bineînțeles că idei au fost studii făcute anterior, dau un exemplu. Totuși sunt proiecte pe care de o amploare Sunt, da. deosebită care presupun și o finanțare pe măsură. A fost elaborat, dau un exemplu, în 1993 un proiect de către Ministerul Transporturilor de la acea vreme prin care chiar a fost elaborat Pasaj proiectul prin subteran. care se propunea trecerea în subteran a trenului pe o distanță de aproximativ 1 km, intrarea în oraș. Se făcea în pasaj subteran și în apropierea gării CFR, Ieșea, da, da, ieșirea la dincolo de sol, Târgu Jiu. iar Cât costa lucrarea asta la vremea respectivă? după cum am văzut în studiul efectuat de către Ministerul Transporturilor, în jur de 19 milioane de dolari la nivelul anului 1993. Însă este un proiect care nu-l poate face municipalitatea, proiectul acesta fiind de cale ferată, ține de Direcția Administrator, de da. specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor. Însă noi dorim, prin acest proiect, să găsim o cale de rezolvare corespunzătoare și rezonabilă a accesului la. Nu ar fi o problemă din punctul ăsta de vedere că nu sunteți administratori la tot domeniul public din Târgu Jiu și ați putea să întâmpinați dificultăți, mai ales cu CFR-ul care totuși are anumite probleme. CFR-ul are Dacă ne limita uităm zona numai de la protecție a căii ferate, însă încă Ne uităm asta numai încercăm prin la ce se proiectul. întâmplă cu sediul gării din Târgu Jiu, la câte probleme sunt cu modernizarea de atâția ani. Nu se mai întâmplă Da, nimic. în
programul, sunt și cam greu lucrurile. Programul derulat prin Ministerul Transporturilor, programul operațional sectorial de transport, a fost propus gara din Târgu Jiu spre modernizare, alături de alte 6 gări din țară. Sperăm că în exercițiul următor, 2014-2020, va fi inclus în acest program. Puteți cuprinde în proiect și modernizarea, mă rog, și realizarea acelui pasaj subteran, de exemplu, dacă se va prelua proiectul din 93? Asta în funcție de proiectul propus de către Ministerul Transporturilor. Sunt demarate, autoritatea de management este la Ministerul Transporturilor. Deci trebuie un proiect separat? Inclusiv finanțarea. Da, finanțarea se face mergeți prin la finanțarea europeană. Da, da, finanțările, deci pe acest program de gări, de căi ferate, se face, autoritatea de management este la Ministerul Transporturilor. Ar fi într-adevăr un proiect amplu, mai ales că va presupune probabil întreruperea traficului feroviar în zona aceasta, da, la lucrări de asemenea dimensiuni. Da, în funcție de soluțiile tehnice propuse și de ceea ce se va... realiza. Noi deocamdată ne axăm pe proiectele pe care le dezvoltăm prin municipalitate, prin primăria Târgu Jiu, și acesta este un proiect pe care ni l-am propus, așa cum am spus, am parcurs toate etapele până în acest moment, astfel încât dorim ca în toamnă să avem pregătit studiul de fezabilitate, astfel încât să putem face demersuri pentru obținerea, pentru includerea proiectului în cadrul programelor cu finanțare europeană. Există un asemenea program pentru amenajări? Da, în cadrul programului operațional regional 2014-2020, așa cum am constatat din ghidul consultativ al programului, sunt finanțate astfel de obiective. Cu atât mai mult cu cât avem sprijinul Ministerului Culturii, al tuturor factorilor ce țin de domeniul culturii pentru promovarea acestui obiectiv care, așa cum am spus, depășește sfera de interes local, este un proiect național prioritar. Ce se întâmplă cu cele două parcuri sau lucrați doar între cele două parcuri și vor exista proiecte separate pentru parcuri? Pentru parcul central avem un proiect elaborat deja, așteptăm demararea în toamna programelor europene, este proiectul de modernizare a, așa cum am spus, care cuprinde o reamenajare peisagistică, bineînțeles conservându-se toate valorile, dar o modernizare a acestuia prin faptul că aș menționa elementele principale, refacerea împrejmuirii parcului, refacerea iluminatului arhitectural, iluminat decorativ, instalație de irigație pentru plante, pentru spațiile verzi, refacerea integrală cu un paviment modern și adecvat acestui tip de obiectiv, cu atât mai mult cu cât face parte din ansamblul monumental Calea Eroilor, refacerea integrală a pavajului, piste ciclabile, o serie de elemente care conduc la realizarea unui parc modern. De altfel, parcul arată, este și în condițiile prezente, este un parc aranjat, un parc modern, însă venim cu elemente noi în plus. Trebuie să luăm o pauză pentru corelarea tuturor acestor obiective. Și continuăm cu această temă după câteva minute. Am revenit la emisiunea Întrebările Zilei. În această seară stăm de vorbă cu șeful Serviciului Investiții din cadrul Primăriei Târgu Jiu, domnul Raul Chiriac. Am vorbit în prima parte despre cum ar putea să arate Calea Eroilor în următorii ani, peste câțiva ani. Rămâne de văzut peste câți se urmărește realizarea unui proiect de modernizare, amplu proiect de modernizare și de modificare chiar a întregii zone și a zonei adiacente Căi Eroilor. Vorbeam despre modernizarea parcurilor, în special acelui din centru, Parcul Central, unde sunt două dintre cele mai importante opere. Va fi modificat și acel paviment existent? Da, cum am spus, Parcul Central este... Va fi folosită altă soluție? Este o investiție care se încadrează în... vine aferent acestui obiectiv de modernizare și reamenajare a Căi Eroilor. Pentru Parcul Central deja a fost elaborat proiectul, astfel, așa cum spuneam, în toamnă vom face demersurile, vom depune acest proiect spre finanțare în cadrul programelor europene. În ceea ce privește proiectul de reamenajare a Căi Eroilor, așa cum am menționat,
Concursul de soluții care se va desfășura săptămâna viitoare este parte a procedurii de atribuire a contractului de proiectare, astfel încât, așa cum am spus, dorim să avem studiul de fezabilitate în toamna acestui an elaborat, astfel încât să poată fi depus spre finanțare. Între poarta sărutului și masa tăcerii este acel material folosit de cei care l-au reabilitat inițial parcul central. Va fi găsit alt material? În proiectul care a fost elaborat pentru parcul central proiectul tratează toate zonele sud, nord și mai puțin axa. Deci va rămâne aceeași... Bineînțeles, este un proiect care a fost avizat, proiectul care a fost elaborat în începutul anilor 2000 a fost modificat. Avizat de către Ministerul Culturii, da, astfel încât în proiectul actual, așa cum am spus, se tratează toate celelalte zone. Zona de albie a Jiului, acolo e un inclusiv, gard, inclusiv, se modifică da. Și acel... Inclusiv este propusă pentru simetria aleii dinspre digul Jiului o poartă similară celei de la intrarea dinspre stadion, astfel încât să creeze această simetrie. O să se realizeze noi alei de acces, câteva noi alei de acces în parcul central, astfel încât acesta să fie structurat pe mai multe zone, zone de loazir, de promenat, de zona de jocuri pentru copii. Ca structură rămâne în partea aceea, așa cum am spus, vor fi elemente în plus care să contribuie la modernizarea acestuia. Se va avea în vedere și realizarea în viitor a Muzeului Național Constantin Brâncuș în Parcul Central? Se vorbea de o clădire nouă chiar? Da, știu că au fost făcute demersuri aceasta prin Consiliul În afara Județean. Celei, mă rog, fost acasă. Exact, da. Realizarea unui muzeu, suprafața existentă aferentă Muzeului de Artă, da. Ar permite construirea unui nou complex Constantin Brâncuș, unui nou muzeu. Chestiunea aceasta în intră în ce privește Consiliul Județean? Da, da, muzeul aparține ca și autoritate de către Consiliul Județean. În ceea ce ne privește, municipalitatea a elaborat o serie de alte proiecte și am inițiat, fiind în diverse stadii de promovare, o serie de alte proiecte care vizează acest domeniu al culturii. Menționez în plus că în strategia de dezvoltare a orașului, cultura a fost ales ca și domeniu prioritar, ținând cont de numele orașului legat de Constantin Brâncuș. Am inițiat deja demersurile pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru crearea unui centru cultural multifuncțional pentru tineret. Este vorba de o investiție ce se va realiza în incinta fostului liceu auto, situat în zona de Barcader, în apropierea universității, în care pe lângă noile corpuri de clădire care vor fi amenajate pentru artiștii plastici, se va realiza acest centru cultural multifuncțional, prevăzut cu toate dotările și spațiile necesare funcționării la nivelul actual, respectând standardele actuale privind astfel de clădiri, de la sale de conferințe, sale de spectacole, de lectură, spații. Ce suprafață pentru suprafețe sportive. Principală? Am propus suprafața construită desfășurate la 2500 de metri pătrați. Și sala de spectacole? În funcție de cum va fi dimensionată de către proiectant. V-ați gândit la un număr de locuri? La un număr de aproximativ 200 de locuri. Deci o sală da. Mai de asemenea, mai avem proiectul, un proiect realizat la liceul de muzică, un complex artistic, este o clădire parter cu două etaje, proiectul este elaborat în toate fazele sale, inclusiv proiectul tehnic, proiect ce va fi depus pe axa învățământ în cadrul programelor europene în această toamnă, care are de asemenea o sală de spectacole cu loje, balcoane, o sală de 160 de locuri, săli de repetiții și toate spațiile necesare, putând găzdui o serie de evenimente care se desfășoară în prezent la Teatrul Elvira Godeanu, dar care pot fi preluate anumite, așa cum am spus, anumite din aceste evenimente pot fi preluate. Revenind la Calea Eroilor, e important și ce se va întâmpla cu asfaltul de acum, pe anumite porțiuni bitum, asfalt, pe alte porțiuni beton amprentat și așa în mai zona departe. Centrală. Sunt diferite materiale folosite, va fi un material unitar peste tot? Sigur că da, deci, în funcție de... Așa cum am spus,
Noi am stabilit elementele principale despre ceea ce trebuie făcut, inclusiv amenajarea peisagistică a întregii Bine, și artere, cumva se și ceea ce încadreze presupune, în bineînțeles, și zona. schimbarea pavimentului. Acum este Ce soluție ar la putea? latitudinea fiecărui concurent de a propune soluția pe care o consideră adecvată pentru segmentul respectiv de stradă. De exemplu, juriul va selecționa cele mai bune soluții. Vreau să menționez că juriul desemnat pentru acest concurs de soluții este format din 7 persoane, din care 5 sunt membri, sunt arhitecți specialiști în domeniu, tocmai pentru că aceasta este ideea ca specialiștii să decidă care este soluția cea mai bună. Este doamna arhitect Viorica Curea, președinta Uniunii Arhitecților din România, domnul Mihai Botez, președintele Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, în cadrul Ministerului Culturii, de asemenea un alt reprezentant arhitect al Ministerului Culturii, domnul Chisilievici, și alți doi arhitecți cu reputație în domeniu. Astfel încât suntem convinși că va fi soluția cea mai bună, va fi cea aleasă de către juriu. Cam la ce sumă s-ar duce toată investiția aceasta? În funcție de soluțiile propuse de către concurenți, bineînțeles că se va solicita și o evaluare a costurilor necesare execuției propriu-zise. Cam în cât timp s-ar putea implementa un astfel de proiect? V-ați gândit așa o perioadă minimă, maximă? Eu consider personal 2 ani de zile de la data promovării acestui proiect. 2 ani de zile. O perioadă optimistă. Sigur că sunt acele componente unde... Amenajarea peisagistică propriu-zisă a arterei nu ar necesita o perioadă îndelungată, însă fiind vorba de acele parcări subterane, înțeles că și durata de execuție... Sau pasajele din zona de cale ferată, acolo chiar exact, va fi în funcție de propunerile concurenților, însă lucrurile se pot realiza etapizat, fără să fie afectată circulația sau... Ar putea fi folosit alt tip de material, mai trainic, mai bun, granit sau marmură sau alte... Astea sunt și cerințele de la tema de proiectare, pe lângă aspect estetic și durabilitatea materialelor folosite. Și încadrarea în contextul zonei, fiind o zonă de protejată a ansamblului monumental Calea Eroilor. Ce se întâmplă cu zonele, casele, imobile, unde, mă rog, proprietarii nu s-au apucat să le modernizeze, să, măcar fațadele să le amenajeze? Ce se va a face? A fost elaborat un plan urbanistic zonal. Există un plan de management. Vor fi obligați sau... Bineînțeles că vor fi instituite, mai ales că zona axa Calea Eroilor, ansamblul monumental, este propusă, după cum știți, pentru includerea în lista UNESCO, în patrimoniul UNESCO. Tocmai de aceea vor fi adoptate o serie de măsuri de urbanism, reguli de urbanism, astfel încât zona să corespundă. Apropo de UNESCO, ce semnare mai aveți? Că lumea s-a cam, mă rog, a fost depus acel dosar, de la... probabil că sunt procedurile normale. Sunt speranțe, mai sunt speranțe sau nu? Venise din partea ministrului Cioroianu o informație că s-ar respinge acest dosar. Probabil că sunt procedurile necesare de durabilitate. Pe noi ne interesează, cum am spus în acest moment, pentru interesul local, revitalizarea acestei zone, promovarea acestei investiții, realizarea efectivă a investițiilor propuse, astfel încât, cum am spus, centrul orașului va fi revitalizat și toate acestea putem contribui chiar la dezvoltarea socioeconomică a municipiului. La ce v-ați gândit sau așteptat soluțiile arhitecților pentru a pune în valoare, pentru a atrage public, turiști de-a lungul axei? Cam ce elemente ar putea să apară de noutate? Pot fi o serie de elemente pe care le vor propune concurenții, fiindcă tocmai de asta la punctajul stabilit, unul dintre criterii este acela de atragere de venituri la bugetul local prin activitățile propuse de-a lungul întregii zone. Zone în care se poate practica comerțul, de zone de petrecere exact, a timpului bineînțeles, liber, după anumite reguli stricte, ținând cont de zona de protecție. Cafenele, baruri... Sigur, vor fi instituite o serie de măsuri. Într-adevăr, un proiect care e de mai mult timp în agenda municipalității, însă durează până să fie implementat. Bine, așa cum am spus, pentru tocmai ținând cont de importanța obiectivului care este un obiectiv național prioritar,
Tocmai de aceea am parcurs toți pașii necesari pentru ca demersurile noastre să fie încununate până la urmă de succes, soluția aleasă să fie cea mai bună. Vorbeați de centru multifuncțional pentru tineret, nu ați găsit o soluție pentru a-l aduce mai aproape de centru, Este până mai în la urmă, este o calea. zonă semicentrală, este un amplasament adecvat, atât din punct de vedere al suprafeței, având disponibil o suprafață de peste 10.000 de metri pătrați, deci mai mult de un hectar, este situat în apropierea universității, corespunde și urbanistic și până la urmă și din punct de vedere al amplasamentului față de centrul orașului, inclusiv din punct de vedere al accesului pietonal sau auto. Un acces foarte facil. Se vorbea de construirea unui bazin în zona Colegiului Economic, însă știu că sunt două astfel de obiective, dacă nu greșesc, chiar abandonate. Unul în zona Parcului Central, fostul strand, și mai este chiar la complexul de Barcader o altă piscină de dimensiuni, sau bazin, de fapt, bazin de dimensiuni olimpice, nepuse în valoare. Nu știu acum, probabil că ține și de Da, proprietar, este de vorba de administrator. bazinul de la universitate Nu de vă la aparține complexul de aceste Barcader. obiective? Nu Ați încercat aparține să le preluați municipalității, cumva? dar conducerea județului a făcut demersuri la București, la Compania Națională de Investiții, care derulează astfel de programe de bazine de not și a fost inclus în programul Companiei Acolo Naționale chiar de ar fi mai Investiții, simplu, existând deja astfel încât, infrastructura, doar sigur că trebuie da, bine, modernizată. readaptat proiectul Da. respectiv și, Poate așa că cum și a spus, acoperit pe investiția undeva, este da. deja promovată. În ceea ce ne privește la municipiu, noi putem accede programul și deja am făcut demersuri din anii anteriori la Compania Națională de Investiții pentru realizarea unui bazin de not și este deja inclus în lista sinteză realizarea unui bazin școlar. Un bazin școlar la Colegiul Comercial Virgil Magiaru. Avem o suprafață disponibilă vis-a-vis de incinta liceului, o suprafață de un hectar care a fost preluată de la unitatea militară pe strada Narciselor și care a fost dată spre administrare Colegiului Comercial Virgil Magiaru. Acolo dorim să realizăm acest bazin. Deja documentația este făcută, astfel încât în momentul când, în această toamnă, când vor fi demarate aceste proiecte de către Compania Națională de Investiții, va fi începută. La nivelul județului Gorj avem doar un singur parc industrial, se tot vorbea, s-a vorbit de-a lungul timpului, mai ales în campanie electorală, de înființarea de noi parcuri industriale, se vorbea de Turceni, se vorbea de Rovinari, Bumbejiu, ce avem acum, dar e insuficient, chiar și Târgu Jiu, toate orașele de-a lungul DN66, mai sunt speranțe, se mai promovează o astfel de idee pentru Târgu Jiu, există spațiu, teren disponibil în anumite zone, nord-sud, ar mai putea fi concretizat un astfel de proiect? Un astfel de proiect poate fi concretizat acum în funcție și de necesități și de fezabilitatea unui astfel de proiect. Sunt terenuri, tocmai de asta supunem anumitor dezbateri, terenul din jurul CET-ului, din zona CET, unde sunt propuse o serie de soluții, mai multe variante pentru vis-a-vis de destinația terenului respectiv. Variante sunt, însă acestea trebuie să rezulte în urma unor studii de fezabilitate De care. ce întrebam? Pentru că parcul industrial acordă acea facilitate binecunoscută care ar putea să favorizeze sosirea investitorilor, scutirea de impozite Sigur că da, mai este parcul de pe la teren, Sabiu pe care este în clădiri. apropiere. Acolo e o problemă cu extinderea Da. care trenează de mai mulți ani. Investitorii încă, mă rog, nu au ceea ce își doresc tot timpul. Ei, mai avem teren disponibil în zona de nord, pe fosta platformă industrială a orașului. Care mai e acolo statutul terenului? Nu, Mai deține primăria acolo ceva sau nu? în zona de nord aș face mențiune la terenul disponibil al primăriei. Este o zonă de locuințe sociale, unde s-a realizat o etapă mai precis în zona Ciocârlău, în zona străzii Ciocârlău. Se demarează a doua etapă, două blocuri care sunt în construcție pentru locuințe sociale. Acolo se dezvoltă deja un mini cartier destinat locuințelor sociale, locuințe moderne, corespunzătoare, conform standardelor actuale. Mai este propus o altă zonă tot la Tot nord pentru de cartier. această zonă, da, în care am propus, a elaborat un studiu de fezabilitate pentru realizarea unui parc fotovoltaic. Cam acestea sunt terenurile aflate la dispoziție.
La unitatea militară? Sunt la unitatea militară terenuri. Se vorbea de realizarea unui cartier, de modernizarea clădirilor de Da, pe de o acolo. parte, după cum știți, deja S-a s-a rezolvat dezvoltat un problema? cartier în care s-au construit locuințele. Sunt construite în această etapă 8 blocuri prin Agenția Națională de Locuințe. Deja au fost avizate încă 2 blocuri, 40 de unități locative, chiar în această săptămână, la Ministerul Dezvoltării, tot pentru construcția de locuințe ANL. Mai este o suprafață preluată de la unitatea militară N-ați preluat tot de la unitatea militară? S-au preluat mai multe suprafețe, sunt suprafețe distincte. Pe de o parte, Nu suntem vecinate, zona nu? de. Sunt în același areal, în același spațiu, însă sunt practic învecinate, dar Terenuri diferite. da, terenuri diferite. Ce aveți în plan? Știu că se vorbește de realizare de locuințe sociale, locuințe Pe pentru tineri. una din noile zone preluate de la unitatea militară de în suprafață de Chiar aproximativ instituții de învățământ? 37 de hectare, dorim să realizăm, ținând cont că se finanțează prin programul operațional regional astfel de investiții, un număr de minimum 600 de unități locative de locuințe sociale, o bază sportivă cu terenuri de tenis, fotbal, basket, un parc, toate rețelele necesare, infrastructura, rețeaua de străzi, alei, astfel încât să se creioneze un cartier destinat Grădiniță, o locuințe școală. sociale. Bineînțeles, o grădiniță cu program prelungit. A mai fost realizată o grădiniță anterior care va fi pusă în funcțiune la toamnă. Am propus, ținând cont tot de domeniul social, și cantina de ajutor să fie realizată tot pe acel amplasament. Se va muta din zona pieței centrale? De la Da, am parterul? propus o clădire nouă pentru realizarea acestui obiectiv, precum și anumite compartimente, anumite spații ale Direcției de Protecție Socială. Am văzut, apropo de zona centrală, ați scos de vreo 2 sau 3 ori la licitație realizarea parcării din partea stângă a pieței centrale, acea parcare Da, supraterană. este Ați un. primit vreun semnal? E cineva interesat? Definitivăm deja proiectul tehnic. Este o parcare multietajată pe 4 niveluri, subsol, parter și 2 etaje, care destinată pentru un număr de aproximativ 300 de autoturisme. Spații comerciale. Este exclusiv fiind o parcare realizată de municipalitate și care poate fi finanțată, așa cum am spus, conform ghidului programului operațional regional, este finanțată în cadrul acestui program, astfel încât în aceste perioade definitivăm proiectul care în toamnă va fi depus la Deci autoritatea mergeți de pe finanțare cu management. fonduri europene, Sigur că da, nu iar destinația este exclusiv de parcare. parcare. Da. Știu că era acel proiect Aceasta cu va. parteneriat. Nu, este. Investiția în acest moment este 100% a Pentru a municipalității. municipalității. Da. Practic va contribui la asigurarea locurilor de parcare în zona centrală a municipiului, deoarece va veni ca și o completare a parcării subterane ce se va realiza la stadionul municipal prin obiectivul, 400 de locuri cea de la stadionul la stadion. municipal, 310 locuri Deci are 600, parcarea ce deci se va realiza ar cam trebui să în dispară cadrul mașinile. obiectivului de modernizare și extindere Ar cam trebui să capacitate dispară a mașinile din stadionului. Deci zona numai aia. cele două parcări vor aduce 600 de locuri, la care se va adăuga parcarea propusă în zona Magheru de aproximativ 250 de locuri, estimativ în această fază a concursului de soluții, și parcarea din zona Hotel Gorj, tot parcare subterană. Toate acestea vor duce la un Ar număr cam de trebui aproximativ 900 de locuri. să eliminați Da. parcarea pe stânga și pe dreapta bulevardului, mă Da, rog, prin bulevardului realizarea acestor Brâncuș și a parcări, străzii practic. Victoriei, n-ar cam trebui să mai vedem Da. probleme cu circulație. Iată că sunt multe de discutat, dar vrând nevrând am ajuns și la finalul acestei discuții. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine în emisiunea Întrebările Zilei. Vă aștept și cu altă ocazie. Și eu vă mulțumesc.